supun, cum să nu supui, de exemplu, cum e bârladul, nu știi toți, și adâncemii că sunt bulboani, sunt necat atât. Asta e... Deci în necu e primul. Necu, cu urmă și depinde cum e în vasluieț, mai aruncă lume, infecții corporale, boli de piele poate să apară. Unde ar fi de preferat? În lacuri, râu sau la strand? La unii organizat de primărie, la strand eu văd ceva bun. Mulți nu știu, se duc, mă duc să fac o baie în râu, în Delea sau în Bârlat sau în Vasluiesc, nu. Ce se poate întâmpla? Prin tot felul de boli, fiindcă nu este apă tratată. Una când faci baie într-o piscină sau în altă parte, sau un strand, ceva, alta când faci baie în toate mizerii, care curg toate mizerii, că se adună tot și curg toate. Este foarte periculos. În primul rând în necul. În necul, în primul rând, mai ales pentru aia care nu știu să nuate. Eu le dau un sfat, mai degrabă să stai suit la apă, adică să-ți bagi în apă. Cele mai frecvente boli întâlnite la strand sunt cele de piele. Medicii atenționează însă că foarte periculoase sunt cele ale ochilor. Pentru a preveni apariția bolilor, persoanele care vin la bazin trebuie să respecte o igienă corporală riguroasă. În cazul bălților și lacurilor și iazurilor, există în permanență un risc de boli de piele, de meningită și așa mai departe. Deci acolo există un risc. Există, bineînțeles, în primul rând, riscul de nec, da? Fiind o zonă necontrolată, nesupravegheată. Specialiștii atrag atenția și asupra ședințelor de plajă. Nu se stă la soare și nu se înoată între orele 11 și 16. De asemenea, persoanele care se expun razelor solare trebuie să se protejeze cu cremă cu factor de protecție solară cât mai ridicat.